Din epistola scrisă de Apostolul Pavel, Bisericii din Efes, citesc versetul 18 din capitolul 5. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Amin. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă gândeam la ceea ce spune cuvântul despre Barnaba în Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 22, despre o perioadă când lucrarea mergea bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Spune Biblia în versetul 21 că mâna Domnului era cu ei. Și versetul 22, vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Versetul 23. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Asta aș dori să vândem și eu în seara aceasta și Domnul să ne ajute pe toți să ne apropiem mai mult de Domnul și să rămânem cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. În textul care l-am citit, prima parte arată despre o stare văzută de Dumnezeu din punct de vedere spiritual foarte jos, cea mai de jos. Și Domnul spune... Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Când bei mult vin, ajung la destrăbălare. Când bei numai puțin vin, ajungi la dereglare. Și Dumnezeu nu are nevoie de oameni dereglați la minte, ci cu mintea sănătoasă, curas la suflet, cu inima hotărâtă care să slujească și cu care Dumnezeu să împărtășească din voia sa și cărora Dumnezeu să le dea putere din Duhul Său când este vorba despre privire, spune Iov în 31 cu 1 și nu mi-aș fi oprit privirile. Dar când este vorba despre privire în partea vinului, și că spune cuvântul în cartea Proverbele în 23 cu 31, că trebuie ori să te lești la ochi, ori să închizi ochii, nici n-ai voie să te uiți la vin. Nu mai zicem și de celelalte nu te uita la vin. Lucruri care dereglează mintea, care împovorează viața și sufletul și te îndepărtează de Sfințenia lui Dumnezeu. Dar în partea a doua a versetului, Domnul spune și în îndemnul Apostolului Pavel este să fim plini de Duh. Există o poziție a vasului, o stare a vasului și o păstrare a vasului în sfințenie. Dacă poziția vasului este concavă, primește apă, se spunea la școală, ca să putem ține minte, nu convexă, nu primește nimic, nici apă și nici altceva. Dacă poziția este concavă, Dumnezeu revarsă, toarnă este termenul biblic. Și toarnă din Duhul Său peste cei care au inima deschisă, peste cei care au dorință, peste cei care însetează. Spune cuvântul în fapte 16 că o femeie temătoare de Dumnezeu asculta cuvântul și Domnul i-a deschis inima. Și dacă n-a reușit singură, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are putere să deschidă inimi. Dacă ești temător de Dumnezeu și dacă asculți cuvântul. Și apoi Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu poate să prelucreze starea noastră. Contează foarte mult starea, pentru că în Mântuitorul că nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi, nu-i așa? Și este o parte ce o realizează Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, dar este o parte ce ne aparține, trebuie să o îndeplinim. Spune cuvântul în 2 Timotei 2 cu 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să, să se îndepărteze de fără de lege. Spune versetul următor că într-o casă mare sunt vase și de cinste și de ocară. Dar nu-i să fii platou de prăjituri de pe masă, sau uh, găleata cu resturi pentru domesticele de pe lângă casă. Și spune versetul următor, <coughs> deci dacă cineva, dacă cineva se curăță. Dacă cineva și îndeplinește partea, poate să devină <coughs> un vas de cinste folositor. În fapte 9 cu 15, Spunea domnului Anania, Anania, du-te la Saul, că el este, el este un vas. El este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu, la neamuri. Ca să înțeleagă Ieremia mai bine, l-a trimis Domnul în Casa Olarului. Ieremia 18, de la versetul 1, spune Cuvântul Domnului, a vorbit lui Ieremia. Versetul 2, du-te. Coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea casă a lui Israel. Tot la fel, noi suntem lutul, însă Domnul e Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Domnul mai întâi face transformarea noastră într-un om pe deplin duhovnicesc. Roada Duhului este un rezultat, un rezultat al transformării. Și spune cuvântul în Luca, în capitolul 6, versetul 43, nu este niciun pom bun care să facă rod rău. Trebuie să fim, ca apoi să putem face roade vrednice de pocăința noastră. Spune cuvântul în Matei 12, cu 33, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Căci pomul se cunoaște după rodul lui. Vine în minte un cuvânt din 1 Tesalonicen, capitolul 4. Știți că este un verset frumos în Ioan 17 cu 17, se roagă Mântuitorul și spune, Tată, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu pot decât să folosesc cuvântul lui Dumnezeu ca să lucreze Domnul Sfințire în viața noastră. 1 Tesaloniceni, am spus capitolul 4, versetul 4. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Cum lucrează Duhul Sfânt? Spune cuvântul în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, am văzut că prin cuvânt lucrează Duhul Sfânt, da? Spre ascultare. Pentru oamenii care sunt gata să asculte, să se supună voii lui Dumnezeu, să recunoască dependența de har, de puterea cerească, să ia hotărâri de a stărui în rugăciune. Și dacă inima e închisă, să roage pe Duhul Sfânt să forțeze ușa printr-o prelucrare sfântă, spuneau frații în vârstă, într-o adunare, dacă nu avem inima bună, să cântăm până se face bună. Eu am zis, cântați, dar nu până la sfârșitul programului. Că poate să face inima bună și trebuie hrană duovnicească. Spre ascultarea și stropirea, scrie acolo Petru, cu sângele Domnului. Și apoi scrie, halul și pacea să vă fie mulțite. Domnul Iisus Hristos ne curăță. 1 Ioan 1 cu șapte, partea a doua, versetul Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dar noi trebuie să fim gata să ascultăm. Trebuie să lăsăm prelucrarea Duhului Sfânt. Roada Duhului, repet, este un rezultat. Un rezultat al transformării. Un rezultat al sădirii. Unu, hai să vedem, Iacov 1 cu 21, primiți cu blândețe cuvântul noi trebuie să fim sădiți în viță. Domnul Iisus Hristos este vița, da? Dar și cuvântul trebuie să fie sădit în inimile noastre. Ca a spus Mântuitorul, dacă rămâneți în mine și dacă rămân, în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți căpăta. Știți, noi căutăm voia lui Dumnezeu în cuvânt. Ioan 5 cu 39, cercetați scripturile, pentru că să o în ele, aveți viața veșnică și tocmai ele mărturise despre mine. Așa că în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii plin de Duh. Sau concentrația maximă a duhovnicescului. Nu pot să vorbesc despre jumătăți de măsură, aproximări, amestec, duplicitate și fiecare cum crede. Nu. Porunca Mântuitorului, prima, cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cam în ce procent? Știu și copii, da? Din toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și cu tot, și cu tot cugetul, cu tot cugetul. Da? Vine în minte un verset frumos din Psalmul 119. Versetul. Am o Biblie nouă, lucrez mai greu cu ea, dar de la. La butoane e mai ușor, cred. Versetul 97. Cred că n-am mai predicat din ea. Mi-a dat o frație cadou la congres. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Spuneam tinerilor, lăsați guma de mestecat, face rău la stomac. Luați câte un verset și mestecați pe el până la miaz măcar. Și mai luați încă unul până seara. Și le spun fraților din adunare care afișează la noi, după ce afișați versetul, adică toate trebuie afișate, numai în condiția în care toți frații au Biblie. Dacă au toți frații Biblie, nu mai trebuie afișat. Și lăsați versetul până vine următorul, că frații mai meditează la acel verset, cuvântul sădit, îl memorează, mai caută îndreptarea lucrurilor, da? Sau spunea fratele Simionuc, suntem cumva în adunare și cu gândul prin Austria, zicea el. Și am zis asta într-o adunare, m-a așteptat o soră la sfârșit și o zis de mine, ai zis. Zic, chiar erai cu gândul în Austria, da, zice, mâine plec în Austria. Zic, foarte bine că am zis. O să pleci în Austria, dar să fii cu gândul aici, în adunare, la legea lui Dumnezeu să vezi ce vrea Domnul să-ți vorbească. Ești gata? Ai inima deschisă? Ai vrea să lași prelucrarea Duhului Sfânt? Este o transformare ce o face Dumnezeu? Este o sădire și apoi este și o îngrijire? Că spune cuvântul în Efeseni ca să o îngrijească. Hristos își îngrijește biserica. Scrie acolo așa cum bărbații și iubesc nevestele și se îngrijesc de ele. Concentrația maximă a duhovnicescului, în primul rând, elimină orice influență a surselor nepotrivite. Dar cum? Există și alte influențe? Dragii mei, dacă spunem fi plin de duh, asta înseamnă concentrație maximă a duhovnicescului. Nu mai are loc altceva. Paharul nostru să fie plin de, de să dea peste el și să se împlinească ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 7 de la 37 în ziua cea mare, care era ziua cea de pe urma praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, dragii mei, există sau a rămas acea sete spirituală de a-L întâlni pe Domnul Sion, de a trăi, de a umbla împreună cu Dumnezeu, de a lăsa puterea Duhului Sfânt să ne călăuzească viața și nu numai să ne o cârmuiască, Rolul de călăuzitor este rolul îndrumătorului care îți arată calea. Și poate am mai spus aici, am ajuns la un obiectiv turistic, m-au furat peisajul zonei acolo și am pierdut orientarea, la un moment dat am auzit ghidul explicându-mi în altă limbă și nu o înțelegeam. Și am zis, nu ghidul de vină că m-au lăsat. Îți devină eu că nu m-am ținut de ghid și am alergat să-mi găsesc ghidul că nu mai pricepeam nimic. Dacă vrei, te ții de Duhul Sfânt, dar putem să ne rugăm și așa. Doamne, dorim să se împlinească ce spune cuvântul. Mulțumesc frumos. Mă întreba frații, frate, e vorba de apă rece sau de apă? Și am zis, două versete. Unul zice, cine va da un pahar de apă și un alt verset zice, cine va da un pahar de apă rece. Depinde cum e vremea acum nu trebuie rece. Și mi-a dus exact ce trebuie, mulțumesc. Uneori apa poate fi ceai când e iarnă. Și totul e notat, totul e înregistrat. Dragii mei, spune cuvântul mai departe în versetul următor. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Există această sete spirituală, această dorință de a umbla călăuziți de Duhul Sfânt și nu numai atât. Spune cuvântul în Galaten 5 cu 16. Zic, dar umblați, cărmuiți de Duhul Sfânt. Că unde merge șoferul, duce tot autobuzul, cu pasager cu tot. Să ne ducă Duhul Sfânt în împărăție. Prin îndemnuri, prin sfătuire și uneori și prin mustrare. Altădată și prin încercare, Că încercarea credinței, zice Iacov 1, de la versetul 6, e cu mult mai depres decât aurul care pierde și totuși este încercat prin foc. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Dar Domnul vrea pregătirea noastră, transformarea noastră, șlefuirea noastră. Și Domnul vrea să reverse puterea Duhului Sfânt. E ce biserică pentecostală? Am întrebat într-o adunare, zic, uh, Sper că n-ați rămas doar cu porumbelul pe ștampilă. Unde e secretarul? Frații mi-au arătat. Să uitat secretarul, cred că nici nu mai știa dacă are porumbelul pe ștampilă. Fiți plin de Duh. Elimină orice sursă sau orice influență a surselor nepotrivite. Există influențe străine? Ce har! Să aduc un par de apă să nu trească să folosești și să nu mai tușești de atunci încolo, de când s-a dus apă. Hai să vedem. Știți că spuneau frații la noi, hai în timp ce noi ne rugăm aici și lucrătorii fac ungerea, să ne rugăm Domnului să vindece copilul din Austria. Și până ajunge șervețelul să fie vindecat. Era joia dimineața, cum avem noi post și rugăciune, și așa ne-a rugat, cum o da frații în demn, hai să ne rugăm așa. Ne-a rugat și în timp ce se făcea ungerea la noi în adunare, copilul a fost vindecat în Austria, în același timp. Dumnezeu vede intenția noastră, dorința noastră, apreciază felul în care noi colaborăm, noi ne susținem, noi intervenim unii pentru alții. Spune Pavel, voi și vă ne veți ajuta cu, cu rugăciunile voastre. Avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie de putere de sus. Primiți bine pe cel slab în credință. Nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Mai bine apucați-vă la rugăciune asupra părerilor îndoielnice. Și pentru cei slabi în credință? Există o influență a surselor nepotrivite. În noi, dragii noștri, este firea pământească, ce trebuie să se încadreze la Galaten 5 cu 24. Ceea ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstenit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Spune Petru în prima epistolă, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Trebuie o îndepărtare, trebuie o ferire de tot ce ni se pare rău, spune Pavel Tesalonicenilor în capitolul 5. Și apoi trebuie o curățire de cumva, de cumva s-a întinat haina. Am cumpărat o bluză neagră și m-am bucurat de ea că am căutat mai mult timp să-mi iau o bluză neagră, așa, pentru costum. Dar după aceea m-am și întristat. Toți scame albe ieșeau din ea. Și, dar eu n-am știut că iasă din ea. Eu tot mă uitam de unde, de la ce. Și mi-au spus cei de lângă mine. Eu zic că din ea, din ea iasă scame albe. Da, din haina albă cu care te-a îmbrăcat Domnul, poți să iasă scame negre. Și în adunare tot curățam la scame și zice, ce o să zică frații de mine? O să vin cu aspiratorul într-o zi. Firea pământească are tendințe, are opțiuni, are mofturi, are orgoliu câteodată, are pretenții. Firea pământească are poftele ei, are reacțiile ei. Atenție ce adunăm în vas că se vor revărsa. Spune cuvântul în Genesa 6 cu că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile din inima omului, din gândurile lui, erau îndreptate în fiecare zi, numai, numai spre rău. Spune cuvântul în Roman, capitolul 6, datoria noastră, partea noastră, pentru că există influențe, 6 cu 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Știți când era într-un compartiment cineva și eu fost îndemnat de colegi de călătorie să joace cărți și a zis, nu pot eu, nu am mâini. Să lucrăm ceva bun spre folosul altora. S să nu ne unim cu cel ce fură. Să, ținem în stăpânire vasul, în sfințenie, ca să fie de cinste. Există o influență a firii pământești. Eram într-o adunare și la sfârșit am mai rămas cu frații, am mai povestit acolo, mai micuță biserică Și frații se mărturiseau așa public, frate, la noi e bine, dar nu, mai avem probleme cu gura asta, ne ia pe dinainte, mai. Păi să mergeți la mărturisire așa sinceră, la un lucrător, să cereți ajutor. Da, frate, dar, na, după aceea ce facem? Iar se întâmplă ceva. A zis, păi trebuie creierul să fie atent, să lucreze, să vegheze, să nu dea voie limbii, să dea foc. Scrie Iacov 3 că aprinde roata vieții ce foc. Pe frate, și dacă nu-i creierul pe fază, strânge limba cu dinții. Și dacă bătrânii n-au dinți, să strângă cu buzele. Și am zis, și mai este o variantă. Și am zis că mai este o variantă, m-am gândit oare care o fi. Lucrasem ceva la mias cu un scoci, și-l aveam acolo și zic, uite, asta e următoarea variantă. Vi las aici, Va ajunge la toată adunarea. Oprește limba cu scoci. Eclesiastul 5 cu 6 nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisul Dumnezeu, m-am pripit. De ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Și tu pui deasupra, vorbesc pe linie materială, și Dumnezeu de de desubt. Și pe linie spirituală, tu chem puterea Duhului Sfânt și Domnul privește să vadă vasul. Că e importantă poziția, importantă starea și importantă păstrarea vasului în sfințenie. De aceea, a fi plin de Duh înseamnă să elimini orice influență a surselor nepotrivite care vor să intre, spune Filipen 2 cu 15. Copilul lui Dumnezeu trebuie să fie curat, fără prihană, fără vină, în mijlocul unui neam lor și stricat, în care să strălucim ca niște lumini în lume. Toată apa din lume nu reușește să scufunde un vapor până nu intră în vapor. Și după aceea ajunge epavă, de aceea îți fisurile, îți periculoase amestecurile și compromisurile cu lumea și cu lucrurile din lume. Este un avertisment și în privința duhurilor care lucrează, spune Fesen, capitolul 2, în fine ascultării. Și vrem să nu aibă acces învățătorile străine. Vrem ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască noi, spune Roman, capitolul 8, dacă am Biblia aici, deschisă, citim două versete frumoase. Versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atenție la termenul acesta, locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care... Dumneavoastră mai sunteți cu mine, n-ați plecat încă acasă, nu? care locuiește în voi. Noi o să sunteți foarte atenți aici și receptivi la vedere, nu știu, la inimă. De asta vreau să sensibilizeze Duhul Sfânt și inimile. Că așa după cum se vede, există interes de cuvânt. În un verset frumos. Versetul nou. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă, Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Atenție cu ce alimentăm interior. Un frate păstor, prieten, m-a sunat odată și a zis, frate Corneliu, avem așa o părtășie frumoasă duminica seara, am schimbat puțin să nu fie monotonie și duminica seara stăm la un ceai. Au decretat stare de ceai. Da, și am zis, și cum faceți? Ne adunăm, stăm la o părtășie, zic, dar nu vă mai rugați, duminica seara. Ba da, cerem ajutorul Domnului. Și când bei ceai, trebuie să cere ajutorul Domnului. Și nu mai, nu mai, cântați, duminica seara. O zic, ba, cine vrea poate să cânte. Ca la nuntă, la masă, nu te ascultă nimeni. Și nu, nu se mai vestește cuvântul. Păi ba, socializăm, discutăm și din cuvânt. Cam în ce proporție din cuvânt și cam cât din lucrurile firei. Tot pe pământ locuim și noi, așa? Ești cam despre ce e vorba. A, bine, nu, zice, poate ți-am dat o idee, poate nu i și pentru voi acolo. După câteva săptămâni, discutam cu același frate, zice, măi, frate Corneliu, nu știu ce se întâmplă la noi, nu merge bine ceva, nu, nu, nu ne mai înțelegem. Nu știu de la ce. Și eu zic repede, de la ceai. Ați băut prea mult ceai. Și burta plină de ceai și Duhul îi slăbit, îi pipernicit, îi gol. Și scuze Domnul unei biserici, și nu știi că ești gol, sărac, gol. Când ai cerut ultima dată cu stăruință? Să fii umplut de puterea Duhului Sfânt. Când ai dorit să elimini în orice împrejurare orice influență a surselor străine, datorită faptului că nu mai este loc de altceva, când paharul este plin, nu mai este loc de altceva. Când vasul este plin de Duhul Sfânt, nu mai este loc de altceva. Dragii mei, în același loc așteptau și fecioarele echipzuite, adică înțelepte, și cele nechipzuite, mirele. Dar spune cuvântul acolo în Evanghelia după Matei, ca 25 cu 4, cred, cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și undele în vase. Vă întreb, cele nechipzuite aveau un de lemn? Ia așa -i. cât? Puțin. Că au zis, ni se sting candelele. Aveau puțin undele. Cam la ce cuvinte, la ce învățături, la ce reacții te aștepta de la fecioarele înțelepte și ce fel de învățături și reacții și cuvinte la cele nechipzuite. Nu ales. Face planuri alese în inima lui, nu? Învățături plăcute sunt pe limbă. Și sunt sfaturi înțelepte de la oameni înțelepți. Pe le închinzuite ați văzut ce sfaturi au avut. Ce criză. Da peste ele? Și ce soluție de criză au avut? Dați-ne și nouă din unde lemnul vostru că ni se sting candelele dragii mei, cu puțin un de lemn rămâi afară, după ușă. Poate că n-ar fi rău să parafrazăm și să ne gândim. Poate că în ziua aceea, când va veni Mântuitorul și ușa se va închide, poate le va spune Mântuitorul celor de afară, cei cu voi afară, că ați fost înăuntru, că ați avut candele, că ați avut un de lemn, că ați avut de unde să mai luați. V-ați mulțumit cu puțin. Vă întreb, vă mulțumiți cu puțin? Îi răspundeți lui Dumnezeu, după ce plec eu. Vorbeau doi frați de la noi din adunare și zice unul către celălalt, măi, dar un pic așa mai cu curaj, cu râvnă. zmei Viorel, aș fi ce, stai să zic. Eu mă mulțumesc să intru după ușă în împărăție. Nu, no, tu nu te super că eu spun așa, eu sincer. Și spun, nu no, zice, spun și eu ceva că sunt sincer și nici tu nu te superi. Nu ți -i rușine. Când e vorba de lucrurile pământești, vrei primul. Mai multe camere, mai mulți cai putere, mai mulți kilometri de excursie, mai mulți bani și... Și când e vorba de lucrurile Duhului, care îi rămân care dau viața, că spune cuvântul în romani acolo, umblarea după lucrurile Duhului, ce înseamnă? Viață și pace. Când e vorba de lucrurile Duhului, te mulțumești cu puțin, vrei numai după ușă. Nu ți-e rușine. Și-o zis respectivul, sunt trebuie să-mi fie rușine. Unii au nevoie de mustrare ca să se îndrepte. Că 6 cu 23 proverbe, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Tot pe linie de fire, spune cuvântul în Coloseni, capitolul 3, de versetul 1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu, versetul 2, gândiți-vă, ați găsit cumva că la roada Duhului vorba de uneori, când și când, Parțial, ai putea să spui, am ceva din roada Duhului, de exemplu, eu am așa pace, dar, dar n-am înfrânarea poftelor. Ce pace ai putea să ai? O pace care nu duce la bine. Ai putea să spui, eu am blândețe, dar n-am credincioșie. Adică blândețea mea nu mă ține întotdeauna, credincioșie înseamnă permanență până la sfârșit, dar blândețea mea nu mă ține numai până când se găsește cineva să-mi strice ziua. Și gata blândețea, s-a încheiat. Roada Duhului este un rezultat. Vă vorbesc în ziua aceasta despre concentrația maximă a duhovnicescului sau ce înseamnă să fii plin de Duh. În al doilea rând, Păstrează o stare corespunzătoare a vasului. Conținutul, dragii mei, interacționează cu vasul. Nu poți să spui că stai liniștit, ai pus apă și recipientul tău de tablă rezistă. O să se strice. Dacă vei aduna lucrurile firești, prin porțile astea de intrare, care sunt urechile, ochii, Vor fi reacții pe măsură. Vor fi lucruri firești care vor ieși. Că din prisosul inimii, aici să face verificarea. Vorbește cura. Numai dacă n-a spus leocoplast. Atunci, și, înțe și nebunul trece de înțelept dacă își pune leocoplast. Aveți și la Deva, nu? Se găsește. trebuie ținut în stăpânire acest trup. Că firea pământească o ia rasna, dacă nu. Că există tendințe, înclinații, porniri, îndemnuri și se mai găsesc alimentatori. Surse străine. Unele pornesc din firea pământească ce nu-i supusă. Vine așa câte un gând de de măreție, de afirmare, de vai că nu l-a luat în seamă și pe el, vai că nu a văzut nimeni cu ce costum era îmbrăcat, că l-a luat de curând. Așa de la lucruri mărunte. Vulpile mici strică via în floare, așa e? Un viermișor strică un măr și mărul acela o să strice alte mere din același sac. Atenție care ne sunt sfătuitorii În ce sistem ne încadrăm de referință Că spune 2 Cronici 22 cu 3 Despre împăratul Ahazia Că el a umblat în căile case lui Ahab Că și mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite Și versetul următor spune A făcut ce este rău înaintea Domnului Ca și casa lui Ahab Că și după moartea tatălui său Ei îi erau sfetnici Spre pierzarea lui. Și versetul 5 spune: tărât de sfatul lor. Că așa te duce uneori, pe sus, fără să vrei, și ajungi unde nu ți-ai dorit, unde nu ți-ai propus. Noi dorim să ajungem în împărăția făgăduită de Dumnezeu, pregătită de Mântuitorul nostru, acolo unde răsplătirile ne așteaptă, acolo unde va fi bucurie veșnică. Acolo unde mângâierea Duhului Sfânt va rămâne peste noi, suntem întristați prin felurite încercări. Viața noastră este rectificată uneori și spune, vrei 12, fiule, nu disprețui mustrarea. Și dacă Domnul te pedepsește, este pentru că ai devenit copilul său și îl se poartă cu tine ca și cu un fiu pe care îl iubește și vrea binele. Dar dacă noi nu mai este dorință de a face binele. În noi nu este dorința aceea și setea spirituală a umplerii cu Duhul Sfânt. Numai alimentări de la surse străine înseamnă că acolo nu este umplerea cu Duhul Sfânt. Da. Și există atâtea căi și mijloace de amăgire prin care se încearcă îndepărtarea noastră de adevăr. Desfințenie de voia lui Dumnezeu. Conținutul interacționează cu vasul. Contează foarte mult ce ai în vas, dar și concentrația în care există acel conținut. Pentru că Dumnezeu nu se mulțumește cu aproape bine. Am făcut o lucrare aproape bine. Ne-am rugat, dar stăruința asta în rugăciune parcă merge așa ca în muzică, cu fade out. Din ce în ce mai încet. Cu tremolo. Obișnuiesc să spun în adunare și frații cred că au învățat pe jos de, de câte ori i am repetat: este rugăciune simplă și scurtă. De exemplu, rugăciunea pentru masă. Când ne rugăm pentru masă, nu este stăruință. Doamne, îți mulțumesc de hrana aceasta, te rog să o binecuvintezi, trebuie să mai ziceți câteva cuvinte, Sos, Sfințe și mulțumesc pentru frații ce m-au primit, dacă sunteți musafiri, sau mulțumesc pentru frații care au venit, dacă sunteți gazde. sau câteva cuvinte și gata, că e târziu și omul poate flămând. Asta e rugăciune pentru masă. Dacă este rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt, Asta nu e rugăciune pentru masă. Asta trebuie să fie cu stăruință. Spune vrei 5 cu șapte, că cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să scape de la moarte. Și s-a rugat Domnul 60 de minute, o oră, da? În grădina Ghețizman. Fără îndemn, fără cântări de cinci strofe, la timpul de rugăciune. Spuneam la noi, duminica trecută, fraților, dacă o să cântăm nădejdea mea e Dumnezeu, până la sfârșitul cântării își pierd frață nădejdea. Sunt vreo șapte strofe acolo. Dar sunt frați care spun, frate, spune cuvântul să cântăm Domnului o cântare, nu jumătate de cântare. Atunci căutăm una mai scurtă. Dar numai că scrie acolo, cântați Domnului o cântare nouă. Că poate mai sunt frați care spun, începură, frate, o cântare, nici nu o știm. Foarte bine că nu o știți, și foarte bine că vreți să o învățați. Le trebuie cântat și o cântare nouă. Dragii noștri, Sfânta Scriptură arată că omul nou, duhovnicesc, primește lucrurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului, este stăpânit de Duhul Sfânt, călăuzit, cărbuit dorim prezența, influența și formarea Duhului Sfânt peste vasul nostru? Dar vrem așa cu tot din adinsul? Spunea o tânără, am avut stăruință și spunea o tânără care a venit la steroință. eu am crezut că doarme și se ruga așa și zic, alo, vezi că îmi să încheie slujba și plecăm, poate rămâi aici. S-a ridicat, după ce mi-au părut rău că am deranjat-o. Ea plângea și se ruga. dar nu, probabil că obosise. Și o zis frate Corneliu: Eu am făcut o hotărâre. Nu plec în seara asta de aici până nu mă botează Domnul cu Duhul Sfânt. Deja am făcut. M-am făcut eu probleme. Ce facem? Mi lăsăm cheile de la Dunare. Primitem pe cineva să stea de veche aici până pleacă? Da. Harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste ea, pe ce a botezat-o cu Domnul, Domnul cu Duhul Sfânt. Ascultam că ne minunam noi, nu ne venea să credem. Ce frumos Duhul Sfânt lucrează. Și spuneau părinții, după ce a venit acasă, am făcut noapte de veche. Nu, cam așa au fost odată și pe aici. Dar cum nu mai există sursa sau Dumnezeu și-o tras mâna și numai câte o picătură, când și când, câteodată? Pentru cei dezinteresați, poate. Dar pentru cei însetați, conținutul interacționează cu vasul și se vede că un de lemnul tornat în vas, spunea Domnul, trebuie să ardă și preoții să aibă în vedere sfaișnicul, să aibă un de lemn permanent și să ardă. Îi miste și pe alții, nu, nu poți să stea nepăsător lângă tine. M-a întrebat cineva recent, de fapt chiar primarul orașului m-a întrebat despre un credincios de la noi, care a avut o poziție înaltă în societate, în conducere, nu este un politic și și zis, uite, eu aș avea nevoie așa de el într-o privință, ce poți să-mi spui? Și am spus, este un om care îți ține cuvântul întotdeauna, un om corect și punctual, nu trebuie să-l aștepți niciodată, că așa trebuie să fie pocăiții, și niciodată nu poți să vorbești de rău pe cineva cu el. Niciodată. Eu am încercat, zic, l-am testat, nu poți, n-ai cum. Imea schimbă subiectul și, și, să mai știi ceva. Pe linie spirituală nu te plictisești să stai cu el de vorbă. Din prisosul inimii vorbește gura. Facem verificarea, prin cuvântul care este oglinda. Își va adânci privirile, spune Iacov 1 cu 25, în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și... Și aici e tot de stăruință vorba, așa scrie, și va stărui în ea, nu ca un ascultător tuc, va fi fericit în lucrarea lui. Când e vorba de cuvânt, Domnul vorbește despre stăruință. Când e vorba de rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt, Domnul vorbește despre stăruință. Domnul spune despre roada noastră care trebuie să rămână. V-am să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să, să rămână. Și spune cuvântul, aduce rod în răbdare. adică în credincioșie, el rămâne același. Așa cum spune cuvântul despre Domnul Isus Hristos, el este același, ieri, azi și în veci. El nu se schimbă. Dumnezeu este dragoste. Și în Roman 5 cu 5 spune cuvântul, însă de aceasta nu înșală, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Dacă vrei să iasă cântarea bine, trei repetiții. Dacă vrei să fie umplerea Duhului Sfânt peste vasul tău, trebuie stăruință. Să se roage necurmat, spune Luca 18, Domnul i a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și să nu se lase. Concentrația maximă a duhovnicescului elimină influența surselor nepotrivite. Apoi, păstrează o stare corespunzătoare a vasului și în al treilea rând. Garantează rămânerea în custodia Duhului. Dacă nu, va face Domnul ca și cu la odicea, am să te vărs din gura mea, că nu ai cum să fii căldicel să încerci pe două căi, nu se poate. Să slujești la doi Dumnezei este interzis și nu vei reuși. Să împaci și lumea și să fii pe placul Domnului, nu vei realiza asta. Iuteronom 18 cu 13 să nu uităm. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul asta cere Domnul. Așa este asigurată rămânerea noastră în custodia Duhului. Duhul Sfânt avea un spațiu și un timp și limite în care îl mișca pe Samson și când o trecut de peste limite, Duhul Domnului n-a mai venit peste Samson. El a crezut că face ca mai înainte, dar nu a mai făcut. Și Duhul Domnului l-a lăsat și pe Saul, chiar dacă l-a prefăcut într-un alt om, și printre vase a început și el să prorocească, dar dus, Sfânt l-a lăsat și a plecat pentru că neascultarea l-a dus la asta. Dumnezeu nu renunță ușor la noi și cu plăcere vrea să ne întristeze ca să fim mai buni. Dar când cere împrejurarea, când este nevoie să intervină pentru binele nostru, vrea să lucreze vrea să modeze, modeleze ființele noastre, vasele noastre, să fie vase de cinste care să răspândească o mireazmă plăcută a cunoștinței Domnului în lumea în care trăim. Așa am citit din Filipen 2 cu 15, în care să străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Dumnezeu are nevoie de oameni care să-i poarte numele, dar să-l reprezinte cu viața, să trăiască frumos ca în timpul zilei. Un de lemnul binecuvântat să-l toarne, să reverse Dumnezeu în ființele noastre, în vasele noastre. A fi plin de Duh sau concentrația maximă a Duhovnicescului asigură sau garantează rămânerea noastră în custodia Duhului. Dacă ai nevoie de benzină, te duci la cineva care folosește benzină, sau la Peco, sau la rafinărie, unde o mai fi. Dacă cineva caută alcool, se duce la Birt sau la cei ce vând alcool, nu? Sau la cei ce consumă alcool. Duhul Sfânt îl găsești vorbeam odată la noi din Ioan 4 despre izvorul de lângă fântână. La fântâna de la Sihar, scrie Ioan 4, s-a oprit mântuitorul și a stat de vorbă cu o persoană și a spus, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți cere, dăm să biau, tu singură i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și a spus acea femeie, Doamne, știm că atunci când va veni Hristosul, da? El are să ne spună toate lucrurile. Îi le-a spus Domnul cam pe toate în ce privește mântuirea și pregătirea noastră. Și spune versetul 24, Dumnezeu este Duh, a spus Mântuitorul, și cine se închină Lui trebuie să se să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Cel care ne vorbește prin cuvântul său, el este acela care poate să reverse apa vie peste sufletele noastre binecuvântat să fie numele, ca și surori, vă întreb înainte de a încheia, vă mulțumiți cu puțin? Cu puțin un de len s-a rămas afară. Cu puțin un de len nu s-a mai deschis ușa. La un pas de ușă ești afară. Afară sunt câinii vrăjitori, ucigașii, fricoși, închinătorii la idoli, cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Atenție, spune Mântuitorul, în Ieremia, capitolul 7, cred că versetul 10, concluzionează Domnul și spune, voi veni să vă pățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Și punem versetul nou acum, te rog, ca să vedem ce făceau ei. Cum furați, ucide, spre curvi, strâmb, aduce tămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți, puncte, puncte, o mai fi ceva aici în puncte, puncte, când Galaten 5 cu 21 spune, după ce sunt enumerate faptele firii pământești, spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Că pot să nu mă încadrez, frate, cu ce am făcut eu, cu ce mă îndelnicesc, nu mă încadrez la faptele firii pământești. Dar scrie acolo și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și ce ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei ce au luat candelele în vase au avut un delen, au intrat în bucuria stăpânului. N-am putut în seara aceasta să vorbesc despre jumătăți de măsură, despre amestec, despre duplicitarism, despre cât de cât, despre cât, cum putem și noi, despre așa cum suntem. Păi noi cântăm așa cum sunt la tine, vin, dar când plecăm, tot așa plecăm. Cum am fost? Nu, nu s-a produs o schimbare? Spuneau frații despre acea întâmplare când cineva s-a dus acasă și o soră în vârstă și a întrebat-o cineva necredincios de acasă, din copii, din nepoți. Auzi, ce s au vorbit? Măi, s-a vorbit din cuvânt. Dar ce? Păi nu mai rețin eu exact ce și cum și Vă zice, Matale, ești ca o sită. Trece apa prin ea, nu a rămas nimic. Și -o zice, auzi? E adevăr că nu rămâne, dar o spală, o curăță sita. Trece apa prin ea, dar o curăță. Scrie Fesem 5, după ce a curățit-o, biserica, prin botezul, apă prin cuvânt, prin cuvânt, tu, Sfânt, ne curăță sufletele noastre. Și Domnul urmărește să fim pe cea mai înaltă treaptă spirituală, plini de Duh. Cei care beau mult vin îți la destrăbălare, vai de ei. Cei care sunt undeva în graficul lui Dumnezeu mai sus, unii își permit chiar puțin vin, ei sunt cu dereglare rămân fără permis și așa mai departe. Permis de a intra în împărăție? Dar vă întreb, Dumnezeu privește cu drag acolo unde lipsește ceea ce pretinde, ceea ce așteaptă de la noi. Adică să fim plini de Duh. Să reluăm în încheiere. Să fi plin de Duh, sau concentrația maximă a Duh Omnicescului, aceasta este dorința lui Dumnezeu. Are trei caracteristici principale. Dar nu uitați înainte de asta. Contează poziția vasului, să fie poziție concavă. Doamne, ca și cerbul cum dorește izvoarele de apă. Vreau o învățătură curată, și te roș pentru asta, și vii pregătit pentru asta la donare. Și spui, Doamne, doresc învățătură sănătoasă, și cuvântul tău să-mi curețe sufletul, cuvântul tău să mă întărească, sufletește, cuvântul tău să-mi dea orientare. Și asta e misiunea Duhului Sfânt. Vrea să ne cârmuiască, vrea să ne ducă pe cărările drepte ale neprihănirii din pricina Numelui Sfânt al Mântuitorului. Dar nu uitați unul te să nu în 4 cu 4. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Și nu uitați din 2 Timotei, capitolul 2 acolo. Versetul 19 spune să se depărteze, oricine rostește numele Domnului, să se îndepărteze. Dacă telecomanda e problemă, dacă telefonul e problemă, dacă gura... Am văzut că se poate rezolva și cu ea cel puțin o perioadă, cum mă întrebau tinerii într-o adunare, frate, dacă avem probleme cu ochii, cum rezolvăm? Și a zis la oftalmologie. Eu zis, frate, dar cum să facem că ochiul ăsta câteodată nu-l putem ține în stăpânire? Ce facem? Biblia zice scoate-l, scoate ochiul. Frate, dar nici chiar așa, nu putem cumva. Și am zis, bandajează-l deocamdată. Și dacă te întreabă cineva, spune că e bolnav. E bolnav, ochiul ai bandajat. Dacă sunt amândoi, bandajează-i amândoi. Dar de ce să te duci cu amândoi ochii buni în iad? Și să strigi de acolo și tu, Părinte Avrame! Dar de ce să nu strigi acum? De ce să nu ai lacrimi acum? nu plângeți pe cei ce plâng acum. plângeți pe cei ce râd acum de cei care se pocăiesc. Că ei vor plânge mai târziu. Că nu e o rușine să te întorci la Dumnezeu. Nu e o rușine să faci hotărâri stabile. Așa am citit de la început, cu inima hotărâtă. S-a dus Barnaba și îndemna să rămâneți cu inima hotărâtă. Cum? Față de Domnul. Alipiți. Să ne alipim tare de Domnul. Spune Ioan acolo, păziți-vă de idoli. Să ne îndepărtăm, să lăsăm lucrurile pământești, să facem rânduială în viață, să dăm prioritate lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în în adunare, nu? E adevărat că în adunare, dar din adunare mergem și în familii și din familii mai mergem și în alte familii și mai mergem și la locul de muncă și mai mergem și pe stradă și, și o să se vadă că din prisosul inimii vorbește gura și o să se vadă concentrația de duhovnicesc. Și roada Duhului trebuie să rămână, că dacă s-a încheiat până la următorul proces verbal, pe unii trezești tot cu câte un proces verbal. Și când i-am făcut încă un proces verbal de avertizare, iar și-o mai revenit din somn. Ca și somnoros acela ce pune să sune alarma și când s-a trezit, îi dă pe amânare. Stau un pic. Le scrie în proverbe că leneșul se întoarce în patul lui ca ușile înțățâni. Și dacă nici noi i unsă, aveți să vedeți ce fain sună. Hai măi, că avem treabă, avem de lucru, mai stau un pic, mai stau un pic, mai amână un pic. Și merge schimbul 2, că o pierdut schimbul 1. Și la schimbul 2 zice, acum e a zi, soare, păcat să te duci acum pe vremea asta la muncă. Mă duc de seară și rămân mâine și schimbul unul. Și apoi când e de seară, caută medicul de familie să-i dea foaie de boală, că nu-i place nici schimbul 4 sau 3. Duhul Sfânt nu te lasă leneș și neroditor. Te îndeamnă, te îndrumă. Acum depinde cu concentrația cu stăm. Atenție, concentrația maximă a duhovnicescului elimină orice influență a surselor nepotrivite. Poți să încerci cu vorbirea de rău, poți să încerci cu influența la rău, hai mă că doar alții ori luat, luăm și noi odată cu roaba, că alții ori luat cu raba și dar de el nu merge, el e plin de Duhul Sfânt. Și zice, lasă-mă lucrurile astea, hai la rugăciune. Mi amintesc -am că eram tânăr și mergeam, discutam și eu cu o tânăr cu care m-am și căsătorit și socrul meu, el, omul rugăciunii, când apăsam la sonerie, tot groaza asta aveam să nu iasă socrul meu la ușă. Tot, tot așa aveam noroc, tot el ieșea la ușă. Ai venit Corneliu, slavă Domnului, hai ce că să facem o rugăciune. Dar rugăciunea lui ținea mult, asta era problema pentru mine. Și nu înțelegeam eu, tot am vrut să întreb, ce atâta rugăciune, frate, mai... O, dacă aș putea da timpul înapoi și ar mai fi printre noi, ți drag să stai cu el la rugăciune, nu știu, când nu mai ai cuvinte, te iei după el. Când nu mai ai zel, parcă te înflăcărează un om de asta. Parcă îți dă un impuls. Că îți răuri de apă vie, ce se duc înspre alții. Nu știu, parcă ești posomorât, ești trist. Poate de folos să vă spun și asta. Mă chema frații la biserica Baptistă Răchitova. O frate, vii într-o duminică seară cu noi la Meri, am deschis o lucrare acolo. Nu mă duc. Și Zice, lași mașina ta în hață, că e drumul cam rău. Am lăsat mașina în hații. m luat un frate cu mașina și mă duc până sus. O jumătate de oră de mers am întrebat, zic, mai este? Că e rău drumul ăsta pe aici. O, oh, slavă Domnului, nu i rău frate, e bun drumul. Mergem, zice, Domnul să folosească acolo în lucrare toți slujitorii. Să ne... După o oră îl întreb acolo unde mergem sunt oameni. Că nu am văzut niciun trom, om, om într-o oră de călătorie. Da, slavă Domnului! Nu a fost nici biserică ortodoxă, nici baptistă, nici adventistă, nici de creștin după Evanghelie, nici penticostală. Am făcut o adunare cu frați acolo. Acolo am dus voi material în vârful muntei. Da! Și din 300 de oameni care nu-L cunosc pe Domnul, deja câțiva s-au botezat și tot în povestea. Eu, trist, el zice, frate, dar ești năcăjit, văd că. Ți foame, vezi că ți-am pus acolo pe banchet, ai banane, ai portocale, ai suc, ai... Energiza nu cred că avea. Ce ești negăjit așa? Zic, frate, îți negăjit de mașina ta, zic, să nu o până acolo, că... Nu, frate, că eu mă duc, fai, de câte ori mă duc pe lună acolo, îți bucuros, zic, dar de ce ești așa bucuros? Ce slujbă faci când mergi acolo? Cum? Slujba mea să te duc pe mătale, să predici. Da, zic, asta sunt Și te bucur. Slavă, domnul. Deci, frate, spun sincer, nu mai pot de bucurie, eu zic. Domnul a început să lucreze acolo, noi ne implicăm, facem fiecare ce poate. Domnul să lase Duhul Sfânt peste noi. Va fi eliminată orice influență a surselor nepotrivite, va fi păstrat vasul într-o stare corespunzătoare și va fi asigurată rămânerea noastră în custodia Duhului. Am, un salut la sfârșit. Fiți plini de duh. Amen.